Eu iubesc pe cei ce mă iubesc și slăvesc pe cei ce mă slăvesc, zice Domnul. Dumnezeu e slăvit întru sfinții săi, iar sfinții sunt slăviți de Dumnezeu. Slava pe care Domnul o dă sfinților e atât de mare, că dacă oamenii ar putea vedea un sfânt așa cum este el, ar cădea la pământ de evlavie și de frică, fiindcă omul trupesc nu poate îndura slava unei arătări cerești. Nu vă mirați de aceasta. Domnul iubește făpturile lui atât încât a dat omului revărsarea Duhului Său Sfânt și în Duhul Sfânt omul se face asemenea lui Dumnezeu. Dar de ce iubește Dumnezeu atât de mult pe om? Pentru că El este iubirea însăși și această iubire nu e cunoscută decât prin Duhul Sfânt. Prin Duhul Sfânt cunoaște omul pe Domnul, făcătorul său, și Duhul Sfânt umple de harul lui tot omul, și sufletul, și mintea, și trupul. Domnul a dat sfinților săi harul lui, și ei l-au iubit și s-au lipit de el până la capăt, fiindcă dulceasa iubirii lui Dumnezeu nu te mai lasă să iubești lumea și frumusețile ei. Și dacă pe pământ este așa, cu cât mai mult sunt uniți prin iubire cu Domnul Sfinții în cer. Iubirea aceasta este negrăit de dulce și ea vine de la Duhul Sfânt și toate puterile cerești se hrănesc din ea. Dumnezeu este iubire și în Sfinți Duhul Sfânt este iubire. Prin Duhul Sfânt este cunoscut Domnul, prin Duhul Sfânt este mărit Domnul în ceruri. Prin Duhul Sfânt slăvesc Sfinții pe Dumnezeu, și prin darurile Duhului Sfânt prea slăvește Domnul pe Sfinți, și slava aceasta nu va avea sfârșit. Multora li se pare că Sfinții sunt departe de noi, dar ei sunt departe de cei ce s-au îndepărtat ei înșiși, și sunt foarte aproape de cei ce păzesc poruncile lui Hristos și au harul Duhului Sfânt. În ceruri toate viază și se mișcă prin Duhul Sfânt, dar și pe pământ este același Duh Sfânt. El viază în biserica noastră, el viază prin tainele ei, în Sfintele Scripturii, în sufletele credincioșilor. Duhul Sfânt unește pe toți și de aceea Sfinții sunt aproape de noi. Și când ne rugăm lor, atunci prin Duhul Sfânt ei aud rugăciunile noastre și sufletele noastre simt că Sfinții se roagă pentru noi. Cât de norocoși și de fericiți suntem noi, creștinii ortodoxi, că Domnul ne-a dat viața în Duhul Sfânt, și El veselește sufletele noastre, dar trebuie păstrat cu înțelegere, fiindcă și numai pentru un singur gând rău, El părăsește Sufletul și atunci, iubirea lui Dumnezeu nu mai este cu noi și nu mai avem îndrăzneală în rugăciune, nici nădejde tare că vom dobândi ceea ce cerem. Sfinții viază în altă lume și acolo, prin Duhul Sfânt, văd slava lui Dumnezeu și frumusețea feței Domnului. Dar în același Duh Sfânt, ei văd viața și faptele noastre. Ei cunosc întristările noastre și aud rugăciunile noastre fierbinți. Cât au trăit pe pământ, au învățat de la Duhul Sfânt iubirea lui Dumnezeu. Iar cine are iubire pe pământ, acela o ia cu el în viața veșnică, în împărăția cerurilor, unde iubirea crește și va fi desăvârșită. Și dacă aici iubirea nu poate uita pe fratele, cu cât mai mult nu ne uită pe noi sfinții și se roagă pentru noi. Domnul a dat sfinților darul Duhului Sfânt, și în Duhul Sfânt ei ne iubesc pe noi. Sufletele Sfinților cunosc pe Domnul și bunătatea Lui față de om. Și de aceea Duhul lor arde de iubire pentru norod. Când trăiau încă pe pământ, ei nu puteau auzi fără întristare de un om păcătos și în rugăciunile lor vărsau lacrimi pentru el. Duhul Sfânt i-a ales să se roage pentru întreaga lume și le-a dat izvoare de lacrimi. Duhul Sfânt dă aleșilor lui atât de multă iubire, că sufletele lor sunt ca înflăcărate de dorința ca toți oamenii să se mântuiască și să vadă slava Domnului. Sfinții care au bine plăcut lui Dumnezeu ajung în împărăția cerurilor și acolo văd slava Domnului nostru Iisus Hristos. Dar în Duhul Sfânt îi văd și pe oamenii care se chinuie pe pământ. Domnul le-a dat un atât de mare har, încât ei îmbrățișează prin iubire toată lumea. Ei văd și știu cât de neputincioși suntem din pricina întristărilor și necazurilor, cât a secat lăuntrul nostru, cât de mâhnite au ajuns sufletele noastre și nu încetează să mijlocească pentru noi la Dumnezeu. Sfinții se bucură de pocăința noastră și se întristează când oamenii îl părăsesc pe Dumnezeu și se aseamănă vitelor lipsite de minte. Le este milă că oamenii trăiesc pe pământ fără să știe că dacă s-ar iubi unii pe alții, ar fi pe pământ libertate față de păcat. Iar acolo unde nu este păcat, acolo e bucurie și veselie de la Duhul Sfânt, așa că ori încotro te uita. Totul e plăcut, și Sufletul se minunează de ce îi este așa de bine, și slăvește pe Dumnezeu. Chemați cu credință pe Maica Domnului și pe Sfinți și rugați-vă lor. Ei ascultă rugăciunile noastre și cunosc chiar și gândurile noastre. Și nu vă mirați de aceasta. Cerul și toți Sfinții viază prin Duhul Sfânt, și în întreaga lume nimic nu e ascuns de Duhul Sfânt. Odinioară eu însumi nu înțelegeam cum Sfinții care viază în cer pot vedea viața noastră. Dar când Maica Domnului mi-a vădit păcatele, atunci am înțeles că în Duhul Sfânt ei ne văd și ne aud și cunosc toată viața noastră. Sfinții ascultă rugăciunile noastre și primesc de la Dumnezeu puterea de a ne ajuta. Aceasta o știe tot neamul cel creștinesc. Părintele roman, fiu duhovnicesc al părintelui Dosifei, mi-a povestit că, pe când era băiat în lume, a trebuit odată să traverseze donul iarna, și calul lui a căzut într-o crăpătură deschisă în gheață și se cufundat rând după el sub gheață și sania. Atunci, micuțul băiat a strigat: Sfinte Nicolae, ajută-mă să scot calul afară! Atras de hamuri, și a izbutit să scoată calul și sania de sub gheață. Părintele Matvei, care era din același sat cu mine, păștea fiind copil, ca și prorocul David, oile tatălui său. Nu era mai înalt decât un berbec. Fratele lui mai mare lucra de cealaltă parte a unui câmp mare. Deodată vede o haită de lupi năpustindu-se asupra lui Mișa. Acesta era numele părintelui Matvei în lume. Dar micuțul Mișa a strigat, Sfinte Nicolae, ajută-mă! Și de-abia ce a strigat că lupii au bătut în lături fără a face niciun rău, nici lui, nici turmei. Multă vreme la noi în sat se rădea și se spunea, Mișa s-a speriat tare de lupi, dar Sfântul Nicolae l-a izbăvit pe el. Cunoaștem o mulțime de cazuri în care sfinții au venit în ajutorul nostru de îndată ce i-am chemat. Din aceasta se vede că toate cerurile ascultă rugăciunile noastre. Sfinții se duc la Domnul, dar și toți oamenii care păzesc poruncele lui Hristos se duc la el. Însă cei ce trăiesc după patimile lor și nu se căiesc, se duc la vrăjmașul. Cred că dacă această taină s-ar descoperi oamenilor, ei ar înceta să mai slujească vrășmașului diavol și fiecare ar năzui cu toată puterea să cunoască pe Domnul și s-ar duce după el. Sfinții au fost oameni ca noi toți. Mulți dintre ei au fost mari păcătoși, dar prin pocăință au ajuns în împărăția cerurilor. Și toți cei ce se pocăiesc intră în împărăția cerurilor pe care Domnul cel milostiv ne-a dăruit-o prin pătimirile sale. În împărăția cerurilor, unde viază Domnul și preacurata lui Maică, viază și toți sfinții. Acolo sunt sfinții strămoși și patriarhii, care au mărturisit cu bărbăție credința lor. Acolo sunt prorocii care au primit pe Duhul Sfânt și prin cuvântul lor au chemat poporul la Dumnezeu. Acolo sunt apostolii care au murit pentru că au propovăduit Evanghelia. Acolo sunt mucenicii care și-au dat viața cu bucurie pentru iubirea lui Hristos. Acolo sunt sfinții ierarhi care au urmat pe Domnul și au luat asupra lor povara turmei lor duhovnicești. Acolo sunt cuvioșii nevoitori și nebuni pentru Hristos care au luptat lupta cea bună și au biruit lumea. Acolo sunt toți drepții care au păzit poruncile lui Dumnezeu și și-au biruit patimile. Acolo, în această minunată și sfântă adunare pe care a strâns-o Duhul Sfânt, este atras și sufletul meu. Dar, vai mie, pentru că nu am smerenie, Domnul nu-mi dă putere spre nevoință, spre lupta duhovnicească, și Duhul meu neputincios tremură ca flăcăruia unei candele, în vreme ce Duhul Sfinților ardea cu flacără arzătoare, și nu numai că nu se stingea sub vântul ispitelor, dar se aprindea cu și mai multă putere. Cu picioarele ei mergeau pe pământ și cu mâinile lucrau, dar Duhul lor rămânea mereu în Dumnezeu și mintea lor nu voia să se dezlipească de amintirea lui Dumnezeu. Pentru iubirea lui Hristos, ei au suferit toate întristările și necazurile pe pământ și nu se temeau de nicio suferință, ci în acestea preamăreau pe Domnul. De aceea Domnul i-a iubit și i-a preamărit și le-a dat în dar împărăția veșnică împreună cu el.